Slăviți să fie Domnul! Mă bucur să fiu cu dumneavoastră în această seară de duminică frumoasă. După o tabără frumoasă, cum spuneau și liderii, ne-am bucurat împreună acolo, în prezența Domnului. Ne-am rugat, am cântat, am studiat cuvântul Domnului. Și iată ne întorc înapoi în siguranță, fără probleme, fără accidente, mărit să fie numele Domnului. Suntem acum la această seară, spuneau frații de tineret, Mă gândeam oare ce aș putea să spun tinerilor, pe drum nu eram încă hotărât. Într-un fel, parcă nu pot să scap de tema taberei. Mă gândeam să reiau și să continui ce am început în tabără, să concluzionăm ceea ce am studiat în tabără. Comunicarea cu Dumnezeu. Pe altă parte, dragii mei, nu pot să scap de faptul că duminica trecută la noi au fost rusalile. Parcă nu pot să ies din topic așa de repede cum trec alții la orice alt subiect, pentru că și așa vorbim așa de rar despre Duhul Sfânt. Îl slăvim mai rar, parcă nu-i chiar Dumnezeu. Spunem că noi credem în Trinitate, și că, dar parcă nu lăudăm, nu vorbim despre el, parcă n-ar fi chiar persoană, ar fi așa un pic de putere. Tocmai de aceea vreau să rămân oarecum în topic, să continuăm, să reluăm și să adăugăm, să concluzionăm ceea ce am început în tabără. De aceea am un singur verset din Ioan 16 care spune, în versetul 7, Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc. Căci dacă nu mă duc, eu mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimete. Amin. Amin. E promisiunea lui Dumnezeu, dacă El va veni, dacă eu voi pleca, el va veni. Și spune, vă este de folos. Vreau să rămân la cuvântul acesta folos. Duhul Sfânt ne este de folos. Despre el vorbea Domnul Isus Hristos. Or fi multe foloase pe pământul acesta, însă pentru mine cel mai mare beneficiu, cel mai mare folos este faptul că Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. Îi mulțumesc și laud numele pentru aceasta. Vă este de folos, ce Biblia, aveți nevoie de El. Vreau să răspund într-un fel întrebări acestea pe care o pun mulți tine, dar chiar nu se poate fără? Dar chiar avem nevoie Mi-am că întrebarea aceasta stupidă, o cred că e stupidă, fără rost. Am pus-o și noi la București, foarte inteligenți, de altfel noi studenții, am întrebat la cursuri, frate, mi că chiar nu se poate fără Duhul Sfânt. Dar ce atât accent, dar nu se poate și altă cale? Trebuie neapărat să fii botezat, să ai parte de asta? Mi-a plăcut foarte mult răspunsul profesorului nostru un răspuns înțelept pe care n-am să-l uit niciodată. A spus el, ba da, se poate. Dar zicea el cu o singură condiție, dacă la botezul în apă, te bagă pastorul în apă și te ține sub apă până îți dai duhul, mor mântuit. Ah, ca tâlharul. ai murit la botez, n-ai avut timp să păcătuiești, te duci drept în rai. Dar spunea el atunci, dacă ieși din apă, din prima zi, ai nevoie de Duhul Sfânt. Pentru că El este de folos pentru viața ta spirituală. Pentru că Duhul Sfânt te sfințește, pentru că Duhul Sfânt te, îți dă roade, pentru că Duhul Sfânt îți dă putere, pentru că Duhul Sfânt îți dă îndrăzneală, pentru că El te învață să te rogi, pentru că Duhul Sfânt are atâtea folose. Care sunt beneficiile? Îmi place să mă uit la perspectiva aceasta a beneficiilor, pentru că foarte mulți oameni sperie tinerii cu Duhul Sfânt. Eu vreau să ne uităm din perspectivă biblică să vedem că de fapt Duhul Sfânt nu e o sperietoare, dragi tineri. Duhul Sfânt este cea mai mare ofertă pe care Biblia o are. Este o ofertă, nu o sperietoare. Eram la odată. Și auzam pe un frate care umbla cu sperietoarea. Erau două fetișcane, așa, tinerele de liceu, acolo stăruiau, săracele plângeau. Fete bune, credincioase, le cunoșteam, din familie bună, fiice de pastor și... Fete cu minți. Și stăruiau ele acolo, cum știau, și una primește, două sunt prima și alta încă nu. Și merge fratele și ia microfonul, serică mare, și merge spre ele și zice, auzi, dacă Domnul vine la noapte, ea pleacă, tu rămâi să scutura de plâns săraca fată. Cât am fost de plin de Duhul Sfânt că la stărință, mi la să-l pe fereastră, pe fratele. Că am ajuns să speriem oamenii cu răpirea și cu tot felul de lucruri. Frații mei, Duhul Sfânt nu-i sperietoare, este cea mai frumoasă ofertă Hai să vedem ce câștigăm când îl avem. Nici nu concep viața fără el, nici nu pot să spun că se poate fără el, dar nu pentru că am ajunge în iad, nu pentru că ar fi nu știu ce consecințe și tragedii și ne-ar trăzni Dumnezeu, ci pentru că Duhul Sfânt este prea frumoasă oferta. Pentru că oferta e prea bună ca să dai cu piciorul în ea, de-aia. Săptămâna aceasta ne-am bucurat mult în România. Și numai cine are pe Duhul Sfânt poate să simtă bucuria rusalilor. Am sărbătorit faptul că Dumnezeu și-a amintit de noi, de români, și ne-a botezat cu Duhul Sfânt. Vorbea eu el așa de frumos despre ploaia timpurie și ploaia târzie. Și-a dus aminte Dumnezeu de biserică după 2000 de ani și-a revărsat în secolul 20 ploaia târzie. O, ce beneficii atunci când coboară ploaia în biserică! O, câtă binecuvântare! Povesteam fraților duminică lucruri pe care le-am auzit, lucruri pe care le-am citit se spune că la 1 ianuarie 1900, atunci când Papa de la Roma ține o predică în piața San Pietro în fiecare an, Papa din acea vreme, din acel an, a ieșit la fereastra aceea de la biserica aceea, Bazilica San Pietro, a ținut o predică și a zis un lucru frumos, eu cred că a prorocit, dați-mi voie să credeți. Așa cum marele preot a prorocit-o dinioară, datorită poziției pe care o avea, acest papă din anul 1900 a zis, declar secolul 20, secolul Duhului Sfânt. Nu știa ce zice, probabil. Ce spune istoria că în acea zi de 1 ianuarie 1900, toată piața San Pietro, mii de pelerini au cântat împreună în limba latină un cântec frumos, Veni Sanctus Spiritus, adică vino Duhule Sfinte, pentru că bisericii s-a făcut dor de Duhul Sfânt. Și începând din acel an, de-a lungul secolului 20, a început să boteze Duhul Sfânt în toate țările lumii. Au început Duhul Sfânt la Azusa Street, au început Duhul Sfânt în Chile, au început Duhul Sfânt în Corea de Nord, în India, toate în același timp. Spun asta pentru cei care cred că Duhul Sfânt vine din America. Fals, de la, de la american vine McDonald's, o atât. Duhul Sfânt nu vine de la american. Mișcarea Pentecostală este policentrică. Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt în același timp în mai multe puncte pe glob. Mișcarea Pentecostală, mișcarea Duhului, ca să nu fim foarte dogmatici și uh, oarecum să tragem foc la ora noastră, mișcarea Duhului, orice etichetă ar purta ea, că sunt multe denominații astăzi, este o mișcare deținută de Duhului Dumnezeu, nu de oameni. Îi mulțumim Domnului că s-a gândit și la România. În anii 20 au început să sufle va vântul și peste România, slăvi să fie Domnul. Vântul suflă încotrovează ce Biblia și s-a hotărât Dumnezeu să trimită vântul peste văile din România. Am povestit foarte mult tinerilor despre una dintre uimirile mele în ultimele luni, am început să umblu prin România, să adun experiențe cu Dumnezeu. Mi-am pus Dumnezeu pe inimă să scriu o carte cu experiențele cu Duhul Sfânt ale fraților bătrâni și am umblat în banat, aproape gata, acum am început cu Ardealul, nu mai am mult și încep cu Moldova. Frații mei, nu vine să cred ce frumoase lucrări a făcut Dumnezeu în România. Eu nu am crezut că Duhul Sfânt a făcut atâtea lucrări frumoase în România. Suntem o țară binecuvântată, pentru că Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt jumătate de milion. Suntem o armată care vorbește în limbi și are puterea lui Dumnezeu. Îți mulțumim, Doamne, că ai trimis cinzecimea și la noi. Îți mulțumim că te-ai gândit și la poporul român. Mărire lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Frații mei, în ăla mic, Puneam și în tabără, un județ și jumătate banatul. Ei zic că sunt fruntea, dar acolo o mână de oameni. Nu m-am banat ăla mic, am găsit toate minunile apostolice. Toate! De la învier din morți, teleportări, vindecări și profeții cum rare ori se aude, pentru că Duhul Sfânt unde vine, El lucrează cu mare putere. Să n-aș vrea, dragii să fim nostalgici, m-am hotărât să nu spun nici măcar o istorie, nici măcar o întâmplare. În tabără am spus foarte multe, pentru că am vrut să stârnesc apetitul tineretului pentru Duhul Sfânt. Și îmi doresc mult tineretul de la lin să-L iubească pe Duhul Sfânt. Că nu avem nimic mai mult decât asta, fraților. E cel mai mare dar pe care Dumnezeu ți-l poate da. Și dacă nu l-ai, cere -l, frate și soră. Cere-l până ți-l dă Dumnezeu. Nu aș vrea să spun nici o întâmplare, nu vreau să ne uităm în trecut, Există o tendință să fim nostalgici în bisericile noastre și nu vreau să fiu nostalgic. În Biblia mea scrie ceva foarte frumos în evrei. Dumnezeu este același ieri, astăzi și în veci, Măriți să fie numele Lui. Spun lucrul acesta pentru că foarte mulți oameni sunt blocați în trecut, sunt ancorați în trecut, sunt multe predici nostalgice și oarecum răspândesc un duc de necredință, fraților, nu avem nicio șansă. Domnul lucrat în trecut, scrie și în Biblie că fecioarele tăi să adormă, oarecum încuvințăm teologic somnul bisericilor noastre, ne justificăm și le urăm noapte bună la frați. Asta e, și Biblia spune că nu o să fie credință pe pământ, că oricum fecioarele tăi adorm, noapte bună, frașul lor, Duhul Sfânt nu mai lucrează, frații mei, este greșit. Biblia spune că Hristos este același. Auzeam pe unii zicând, băi, măi, frate, hai să fim serioși, unde mai găsești tu ce-a fost în ziua rusalilor? Zice că 3000 de oameni s-au pocăit într-o singură zi. Nu mai... Astăzi 1, 2, 5, greu! Mă, că noi vorbim lucrurile astea, frații mei, pentru că suntem dezinformați. Dați-mi voie să vă spun că suntem dezinformați. Am o întrebare foarte importantă legată de cinzecime. Unde era Duhul Sfânt în ziua cinzecimii? Răspunsul e simplu, într-un singur oraș, nu? Duhul Sfânt s-a revărsat doar în Ierusalim. Nu s-a revărsat în China, a început într-un oraș. Acolo s-a coborât el. O spus Iisus, așteptați acolo, că numai acolo să dă. Dacă ar fi plecat la plimbare pe lacul Genezaret, nu mai primeau. Duhul Sfânt s-a revărsat acolo. Dar eu vă întreb, astăzi unde e Duhul Sfânt? Peste tot pământul. Apropo, știe cineva câți oameni s-au pucăit astăzi? Hai să nu vorbim fără să cunoaștem, dragii mei, statistici. Știți câți oameni s-au întors la Domnul astăzi? Nu știu, 3 iunie, cât îi? Statistica spune că în fiecare zi, pe glob, se întorc la Domnul 170.000 de oameni. Slăvit să fie Domnul! Dați-mi voie să vă spun, frații mei, că Duhul Sfânt lucrează azi mai mult ca la Rusalii. Domnul să binecuvânteze tineretul. Refuz să cadă în partea asta necredinței, a nostalgiei și vreau să încurajez tinerii din biserică, frații mei, dragi tineri, cred că Dumnezeu are o lucrare cu generația noastră. Cred că Duhul Sfânt vrea să ridice o mărturie puternică în generația noastră așa cum suntem noi, mai frezați, mai gelați, unii ne disprețuiesc, ne aruncă la coșul de gunoi, ne mai tunde Dumnezeu, ne mai îndreaptă, ne mai îmbracă, ne mai scoate cercei din urechi, ne mai șterge din cap ce nu-i bun, dar Dumnezeu nu ne lasă. Are Dumnezeu un plan cu noi. Și avem multe beneficii dacă l-avem pe Duhul Sfânt cu noi. Oare care sunt beneficiile, dragi frați și surori? Spune Scriptura că atunci când s-a coborât Duhul Sfânt, primul lucru s-a ocupat de limbă. Spune Iacov așa de interesant, toate soiurile de fiare, Iacov 3 cu 7, de păsări, de târătoare, de viețuitoare de mare, se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba, niciun om nu poate îmblânzi. Nimeni. Ce mare adevăr zice aici Iacov. Știați că limba e singura fiară neîmblânzită de neamul omenesc de mii de ani? Nu o reușit nimeni. S-au îmblânzit tigrii, s-au îmblânzit pantere, s-au îmblânzit toate animalele. Fac ce vrei tu la cic să dau peste cap, ascultă, stau în două labe, în patru, cum îi zici? Dar limba nu poate îmblânzi nimeni. Totuși Scriptura spune, frații mei, că în ziua cinzecimii, prima de care se ocupă Duhul Sfânt în limba. și tot s-au umplut de Duhul Sfânt, fapte 2 cu 4, și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul. Până la Rusali, limba o vorbi numai ce gândea creierul. Limba era fiara pe care nimeni nu a putut-o îmblânzi. El la Rusali are loc îmblânzirea limbii. Ce n-a reușit omul, a reușit Duhul Sfânt, glorie lui. Duhul Sfânt este îmblânzitorul limbii. Nu vi se pare interesant că Dumnezeu a ales ca semn al botezului cu Duhul Sfânt tocmai vorbirea în alte limbi? Nu putea Dumnezeu să aleagă altceva? Putea să aleagă orice, să strălucească lumina deasupra capului, să strălucească ochii, să ai, nu știu, să... ceva. Unii monahi care sunt care meditau și așa spuneau că un semn al plinătății era că ieșea lumină din burtă. Nu știu ce... Lama, vorbirea în limbi nu este ceva logic, rațional, este ceva foarte interesant și ciudat pentru omul de afară. Dumnezeu a ales ca și semn al vorbirii în limbi, tocmai, ca și semn al botezului cu Duhul Sfânt, tocmai capitularea limbii omului. Și eu personal, dragii mei, văd aici o paralelă foarte clară și o sinonimie între plinătatea Duhului Sfânt și vorbirea în limbi. Și până nu-i vorbire în limbi, nu-i plinătate. Foarte interesant, ultima care cedează e limba. Cea mai neîmblânzită fiară. Cel mai neîmblânzit dolar, ăla cedează ultimul. La stăruințe când mergeam, vedeam mulți franți care se rugau, se rugau, erau sub cercetare, tremurau, erau aproape, dar limba rezista cu orice preț. Bâlbâia acolo trei fraze și numai nu-și dădea drumul. Și când începea vorbirea limbi, știam, acum Duhul Sfânt a cucerit și ultimul mădular, limba. Cel mai greu cedează limba. Îi mulțumim Domnului frați și suror că Dumnezeu a limba, slavă Domnului. El este dresorul limbii omului. Și Dumnezeu a ales să pună egal între plinătatea Duhului Sfânt și vorbirea în alte limbi. Abia atunci când vorbești în limba ta devine coordonată 100% de Dumnezeu. Că spune acolo, Pavel, în 12 mintea este fără. Fără. Rod. Controlul este total al lui Dumnezeu. Frații mei, de-aia este bine să ai botezul cu Duhul Sfânt, pentru că ai cu tine dresorul limbii. Și cele mai multe păcate, să fim sinceri, le facem cu limba. Mare folos să-l ai pe Duhul Sfânt să te învețe să vorbești altfel. Spune Iacov, cine nu greșește în vorbire este un om desăvârșit, perfect. Mai este foarte important ceva, observație legată de dresarea animalelor. Un animal este dresat și este cu minte și este blând doar în prezența dresorului. Uitați-vă dumneavoastră că un tigru sau un leu îmblânzit face tumbe doar în prezența dresorului care e cu biciul acolo. Același tigru, dacă îi dai drumul pe stradă în linț, mănâncă copii. Natura e tot de tigru sau de leu, dar în prezența dresorului el nu are curaj. Și când dresorul îi face semn, el execută. Dar numai cât e dresorul acolo. Exact așa e și cu limba. Este un mare beneficiu să trăiești permanent sub influența dresorului. Că mulți spun, dar cum frate ăsta e botezat cu Duhul Sfânt și vorbește așa? Păi nu-i dresorul acolo. Nu doar vorbirea în limbi este ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Duhul Sfânt a venit, a preluat limba ca și semn, dar a preluat controlul limbii, vorbirea în limbi, ca să ne arate că vrea să pună stăpânire 24 din 24 pe limba noastră. Asta vrea să ne învețe Domnul. Dar frații mei, să știți că limba vorbește cum trebuie doar dacă e dresorul acolo. Se poate să fii botezat cu Duhul Sfânt și să vorbești tu Se poate să fie acolo Duhul Sfânt botezul și totuși să îl dai la o parte pădresor și să vorbești tu Mă uitam la Apostolul Petru, un lucru foarte interesant în Matei 5, 16 Interesant este că în același capitol Petru pacare două casete Spune acolo în Ioan 16 cu 13 în jos că Iisus pune o întrebare Cine zic oamenii că sunt eu? Și Petru răspunde primul. Simon Petru drept răspuns i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeului celui viu. Și Domnul Iisus îi spune foarte simplu, Petre, nu carnea și sângele, ci cine? Duhul Tatălui meu ți-a descoperit treaba asta. Petru vorbește sub influența Duhului Sfânt. Și Iisus îi spune, felicitări, Petre, să știi că nu carnea, nu inteligența, nu facultățile tale, prin tine a vorbit Duhul Sfânt. Foarte bine, nota 10. Și culmea, în același capitol, în același capitol, nu știu la câte minute sau ore diferență, pe partea dreaptă găsim că tot Petru zice, 16 cu 22, Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu te se întâmple așa ceva. Dar Isus s-a întors și a zis lui Petru, ce? e cuvânt greu, înapoi a mea satanul. Păi cum că nu ce-o vorbit de la Domnul? O intrat altă casetă. Frații mei, este foarte important ca în fiecare zi să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne controleze limba. Știți ce ușor schimbă oamenii caseta? Era la noi în biserică odată o seară de rugăciune frumoasă și printre invitați am avut un proroc. Bun, proroc bun, de la 6 la 8 au vorbit foarte bine. O prorocit sub influența Duhului Sfânt. După 8, îl ispiti rămoleacă. Cu organizarea, frate, zici că a fost alt om. O intrat altă casetă. Nu-mi venea să cred că ăsta e la care o prorocit. Și n-am disprețuit lucrarea lui. Este proroc al Domnului și mi-a rămas prieten. Dar asta mie mi-arată ceva, că omul lui Dumnezeu oricând poate să renunțe la Duhul Sfânt și să vorbească el. Voia lui Dumnezeu este, cum spunea Pavel, dacă trăim prin Duhul să și umblăm și să și vorbim ca oamenii ai Duhului. Că spunea Apostolul Petru, cred că în 1 Petru 3 cu 15, dacă nu greșesc, cine vorbește să vorbească ce? Cuvintele lui Dumnezeu. De ce? Că se poate și altfel. Dar mei, un mare beneficiu pentru noi este tocmai această îmblânzire a limbii. lui Dumnezeu are harul să aibă pe dresorul Duhul Sfânt cu el și atunci poți să te transformi în altceva. Frații mei, vă spun sincer că numai Duhul Sfânt mă poate ajuta. Eu de mic copil sunt un om aspru, un om dur, ca așa mă și cheamă, Fedur. Și l-am spus la mulți frați că eu încă am trăiesc numele. Așa mă cheamă, nu că vreau să fiu dur, dar așa m-am născut, așa mă cheamă și ăsta e numele meu. Fe, e simbolul fierului și și fier și dur. Le spuneam la frații din biserica mea, fraților, rugați-vă pentru mine ca să fie cât mai puțin din Fedur. Slavă Domnului că mama mă pus și numele Emanuel, să fie și ceva bun în mine. Și cam asta e imaginea oricărui om al lui Dumnezeu. E și el, fedur, dar e și Emanuel, e și Domnul cu el. Și le-a spus la membrii, fraților, rugați-vă la, la rugați-vă ca să-l întâlniți mai des pe Emanuel și mai rar pe fedur. Fratele nu numai Duhul Sfânt mi-a schimbat limba. Atât de rău și de urât puteam să vorbesc când eram înainte în lume. Nimeni nu poate îmblânzi limba, dar când s-a coborât Duhul Sfânt peste mine, și mi-a dat El putere, a început să-mi schimbe viața și încă mă lupt să rămân în prezența adresorului. Domnul să ne binecuvinteze, să vorbească El prin noi și ăsta e marele folos, limba e altfel, e transformată. De la vorbirea limbii încolo ar trebui să fie altă limbă și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Un alt beneficiu, dragii mei, pentru că timpul trece. Biblia spune, dragii mei, că Duhul Sfânt când vine, el e foarte bogat și aduce și daruri. Slavă Domnului! Oamenii își fac cadouri de ziua de naștere, de mai știu, de revelion, de nașterea Domnului, dar cele mai frumoase daruri le face Duhul Sfânt, glorie Lui. El când e botează, nu vine cu mâna goală, niciodată. El a spus la frate, eu nu cred că există botez cu Duhul Sfânt și fără daruri. Nu se poate, ăla nu-i Duhul Sfânt. Duhul Sfânt pe care îl cunosc eu și pe care l-am primit eu, spune Domnul Biblia acolo că și lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile făcute. Nu se poate să lai pe Duhul Sfânt și să nu vină și cu daruri. Și am spus la da, mulți frați, dacă ai botezul cu Duhul Sfânt și n-ai daruri, ceva nu în regulă. Ori nu-i Duhul Sfânt, asta se întâmplă mai rar, ori varianta B, le ai și nu știi că le ai și nu le folosești. Dar Duhul Sfânt pe care eu îl cunosc din Biblie și din experiențele mele nu vine cu mâna goală. Și am și bază biblică, dacă vreți să deschidem Sfânta Scriptură, în 1 Corinteni, în capitolul 12, unde Pavel intră puternic cu plugul adânc aici în lucrarea Duhului Sfânt și în ceea ce face Duhul Sfânt în biserică, spune versetul 7 din 1 Corinteni 12, și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului și începe. De pildă, unuia este dat una să vorbească prin Duhul despre înțelepciune, alta să vorbească despre cunoștință și să, să înșiră cele nouă daruri. Nu-i nicio îndoială că despre asta este vorba, frații mei. Biblia spune că voia lui Dumnezeu este ca la linț fiecare să aibă daruri de la Duhul Sfânt. Amin? Amin. Ăsta e standardul lui Dumnezeu. Aud fel și fel de lucruri, fraților, nu trebuie să stăruim după darul, că nu-i biblic. O, oh, ce minciună! Păi Biblia spune că fiecare trebuie să aibă darurile astea. Și -o spune Pavel tot aici, fraților, umblați după daruri. Cum că adică să nu stăruiești? Zice că mai mult decât să ceri, să umbli după ele, așa cum umblăm după euro. Ma mai mult! Că nu spune niciodată, Doamne, dacă vrei să mă binecuvintezi, fă să plouă cu euro în casă. Care face asta în o, oh, cât alergăm după el. Exact așa trebuie să alergăm după daruri. Și spune Pavel, dacă dăm pagina, spune, fraților, fiindcă râvniți după daruri duhovnicești, să căutați să le aveți. Aici poruncă, frați și Domnul spune, trebuie să le ai, punct. Tot aici, în 1 Corinteni, este un verset care mie mi îmi place foarte mult. 1 în 12 cu 27. Voi sunteți trupul lui Hristos, și fiecare împarte mădularele lui. M-am tot gândit la versetul ăsta, ce vrea să zică Pavel aici? Că pare așa o chestiune banală, da? Până la urmă, dacă ne uităm atent la verset, n-avea cum să fie trupul lui Hristos într-o biserică locală. Că trupul lui Hristos e biserica internațională, e biserica universală. Cum adică spune Pavel unei biserici locale din Corint, voi sunteți trupul lui Hristos? Adică aia din Efes nu erau? Cred că aici e o taină. Biblia ne învață că voia lui Dumnezeu este ca în fiecare biserică locală să fie în miniatură trupului Hristos în întregime. Adică în fiecare biserică locală să fie toate mădularele din biserica internațională prezente aici. Adică, să traducem și mai clar, în fiecare biserică locală voia lui Dumnezeu este ca să fie toate darurile duhovnicești. Amin. Nu vrea Dumnezeu că atunci când avem o cauză să punem benzină și o să mergem până în Moldova la un proroc nusușesat. Când am nevoie, sunt în nevoie, mă duc la prorocul din biserica mea. mă dolarul e acolo. Asta e voia lui Dumnezeu. Ajungem să căutăm un cuvânt al Domnului în capă de pământ? Știu eu un proroc, nu știu pe unde, printr-un sat. Voia lui Dumnezeu este ca fiecare să slujească cu darul la linț și să fie toate mădularele prezente aici. E nevoie de prorocie? Avem proroci la linț, slavă Domnului! E nevoie de vindecare? Sunt oameni cu darul de vindecare. Și nu apelăm nu știu pe unde, când vine fratele cu tare de nu știu unde. Asta vrea Dumnezeu. Asta e oferta lui Dumnezeu pentru voi, dragi tineri. Să umblăm în lumea darurilor, să le folosim cu toată inima. Am ajuns la acest subiect pentru că am avut o discuție cu fratele Nico și cu câțiva frați în tabără și spuneam în privat niște lucruri pe care aș vrea să le spun public. Cred că problema cu darurile, dragii mei, are legătură cu frica noastră. Repet, eu nu cred că Duhul Sfânt nu le dă. Nu cred, refuz să cred. Omul botezat cu Duhul Sfânt are daruri. Punct însă cred că din, din păcate a, a ajuns la nivel mental, la nivel de practică, chiar de învățătură, un fel de teamă. Un fel de reticență. Unii au blocat pe Duhul Sfânt în teologie, nu mai lucrează. Aia e treaba lor. Noi spunem că lucrează, dar la nivel practic nu ne deosebim mult de ceilalți. Pentru că deși spunem că noi credem, totuși în practică avem niște rețineri, niște Spunea un proroc odată și eram de acord cu el, să ai prea de asta și nu mai trece nimic. Hai să vedem, dragii mei, care sunt riscurile atunci când blocăm darurile, din precauție, din frică. E teama asta în biserici, nu cumva să greșesc, frate. Și pare tare neprihănită teama asta, așa foarte justificată, foarte biblică. Frate, decât să deranjez, decât să fac vreo greșeală, decât să stric, mai bine nu fac nimic. Asta e retorica. Asta e învățătura, asta e la nivelul minții. Foarte mulți spun, frate, am prorocit cândva, dar nu știu, nu, e greu, decât să fac vreo trăzna, de decât să, mai bine nu fac nimic. Hai să vedem, frații mei, care sunt riscurile atunci când nu faci nimic și îngrop darul. Matei 25 ne prezintă pilda polilor și se spune că Dumnezeu a dat fiecăruia ceva. La unul cinci, la altul două, doi talanți și la altul unul. N-am găsit nicăieri că ar fi vreunul fără talent. Iar răspun, nu se poate așa ceva. Ăla nu-i Dumnezeu care vine cu mâna goală. Stăpânul meu este bogat și o împărțit cinci, doi și 1, pentru că el dă după măsură și după putere. Dar nu vine cu mâna goală. Și spune Scriptura că, că vine la cu 5, îl primește bine, dă premiu, vine la cu doi talanți, îi dă și lui premiu și vine neprihănitul ăsta care e în bisericile noastre. Și vorbește, așa de frumos despre Dumnezeu. A spus, Doamne, am știut că ești un om aspru, care se cer de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vândurat, Mi-a fost teamă. Teamă de Dumnezeu, auzi? Câtă smerenie, câtă teamă de Dumnezeu. Mi-a fost teamă. Doamne, de cât să fac vreo trăznaie, decât să-l încurc pe ăla cu cinci, să nu mai ocup și eu loc în program, să nu mă mai bag eu... Am zis că mai bine îl îngrop. Ce băiat bun ăsta, e foarte prețuit în bisericile noastre. Frația care nu ne deranjează, nu trebuie cercetați, nu trebuie crescuți, nu se bagă, stau liniștiți în adunare. Cei mai buni membri? Mai era câte unul care îmi spunea, mie frate, e, eu nu sunt ca tine, nu știu, eu nu-mi place acolo în față, nu mă înghesui, de parcă noi suntem aici că ne place în față. Adios. eu -s nu vreau să slujesc nimic, eu sunt membru obișnuit, îmi spunea unii, eu vreau să se ușa după mine în rai, să fiu ultimul acolo lângă mătură. Și eu le-am spus la mulți fraților, e bună dorința, numai că pe locul ăla e bătaie ca la medicină. O mie, pe un loc, vor lângă mătură. Frate, după mine să se ușa în rai, mie nu -mi trebuie darul, slujire, așa ceva nu există, frații mei, în Biblie. Hai să vedem care sunt riscurile. Spune cuvântul aici, că Dumnezeu le ia foarte aspru, rob, viclean și leneș. Dumnezeu nu laudă cum lăudăm noi pe astfel de membri liniștiți. Și tare îi mai prețuim. E suficient să dea bani. Nu e adevărat. Fiecare este chemat la slujire cu darurile spirituale. Dacă în comitet nu încăpem toți, că nu încăpem, la cor n-au loc toți, la predică sunt mai puțini, îi tânjit locul ăsta, dar la darul duhovnicești suntem chemați să lucrăm toți. Și spune Pavel acolo, aș vrea ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să știați că voia lui Dumnezeu e ca toți să fie proroci? Și tot el spune acolo, fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul. Dumnezeu nu are limite. Aici la proroci încăpem toți. Toți putem fi proroci. Măcar că tot Pavel spune, dar toți proroșesc. Nu toți, în practică nu ajung toți. Dar Dumnezeu nu interzice. El ar vrea. Nu prea ne deschidem noi Dragii mei, mă uitam la acel contalant pe care Dumnezeul îl mustă spune foarte clar concluzia acestui text, iar pe robul acela netrebnic aruncase în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Nu vreau să vă întreb acum în Biblie, fără prea multă filozofie, ce-i plânsul și scrâșnirea dinților? ce Iadu. Păi se pare că nu-i cum predicăm noi. Frate, dacă nu slujești cu darul, pierzi răsplata. Unde scrie asta? Se pare că cine își îngropă darul, pierde mântuirea. Că așa scrie. Aruncați-l unde-i plânsul și scrâșnirea dinților. Adică, iadul. Ei păi mare risc. e păi mare risc să-ți îngropi darul. Hai păi să vedem, frații mei, ce zice filia despre ăla care slujește cu darul. Dar poate că... Greșește, că de, de-aia îi teamă nouă. Nu cumva să greșim, frate. Nu cumva să ne încurcăm și e greu cu darurile. Hai să vedem ce pierdem când slujim. Și poate că există posibilitatea teoretică și chiar practică să greșim. Că este un proverb că numai cine nu muncește nu greșește. Întâi, ori din capitolul 3. De la 10 în jos ne spunem felul următor, după harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Isus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi răsplată, zice cuvântul aici. Și versetul 15 îmi dă peste cap toată teologia dacă lucrarea lui va fi arsă, ăsta cu paiele, își va pierde răsplata, ăsta își pierde răsplata. Și ultima frază mă pune pe gânduri. Cât despre el va fi cum? Noi culmea. Păi cum? Nu ăla-i mântuit, care nu lucrează ca să nu greșească. Uite că ăsta cu paile E mântuit, frate. E mântuit! este mult mai periculos să nu slujești deloc. Chiar mai periculos decât să slujești și să greșești. Frații mei, Biblia nu ne cheamă la paie, să fie clar. Că spune Pavel aici, fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. Dar spune că totul se poate ca unii să mai pună lemn, fân și paie, adică nu în valori. Biblia spune foarte clar, Astea vor fi arse, nu vor primi o răsplată, pentru că Dumnezeu nu plătește greșeala nimănui, dar vor fi mântuiți. Frații mei, Dumnezeu ne cheamă să zidim. Și El va analiza la urmă câte au fost bune și câte nu au fost bune. Hai să lucrăm cu darurile și să nu ne mai fie atât de, multă teamă de greșeală. Cine greșește să pocăiește, cine greșește să căiește, Stă un pic deoparte, își curățește vasul și lucrează din nou. Asta ar trebui să fie învățătura. Am făcut un ciur des, executăm prorocii ca pe vremea lui Hitler, unul după altul, și slăviți să fie domnul. Suntem atât de pretențioși cu ei, îi, îi, îi investigăm la fiecare exprimare, n-are cum să fie bine și nu există porțiune sau sector demografic în bisericile noastre mai prigonist decât prorocii. Că vezi, doamne, ar putea să greșească. Iată că Domnul va analiza el cu focul lui, paelele arde, aurul rămâne și rămân mântuiți pentru că oamenii și-au lucrat pentru Domnul. Tu care nu faci nimic, ești în mult mai mare pericol. Prin asta, frații mei, nu îndemn la orice. Dar cred că suntem vinovați de o precauție exagerată. Dați-mi dați voie să vă spun ce cred. Unde există original, există și fals. Întotdeauna cât am vrea noi, că de-aia spune Biblia, cercetați toate lucrurile, și spune în contextul prorociilor, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile. Care lucruri? Păi prorociile. Și luați ce este? Păi, Biblia ne neamnă și pe noi să punem focul, luați numai ce aur. Biserica Pentecostală exista un întreg proces de creștere a unor proroci. Povesteam cu frații din Lungor și fratele Doru trebuie să știe că e din Banat. Era un întreg procedeu în biserica din care fac parte, în Arad, când eram copil, există o adevărată școală a prorocilor, avem acolo proroci de 20 de ani, foarte tineri, nu unul, foarte mulți. Dar există o, o, școală, prorocesc în cercul de rugăciune, sub, sub călăuzirea fraților mai în vârstă, Îi foarte clar, nu au dreptul să prorocească duminica, în primii ani, scriu bilet fratelui Micorescu și citește în biserică, dar sunt proroci buni. Pe vremuri, dacă totul se întâmpla să fie paie, Căci se poate, Biblia spune că se poate. Fratele Ștefan și frații de la Lugos aveau un întreg proces de recuperare. Dacă greșai atât, dacă greșai atât, dacă făceai asta, era trei luni, șase luni de curățire a vasului, de oprire, de, de pregătire și domnul îl puneau frații înaintea Domnului. Și vasele se recuperau, nu se aruncau la gunoi, cum facem noi. Suntem atât de precauți, atât de duri cu darurile, încât oamenii nici nu mai au curaj să le scoată la ivială. O, Doamne, îmbracă în Duhul Sfânt. Amin. Haideți, frații mei, să ne deschidem mai mult. Este o invitație la ne, ne deschidem mai mult ca Dumnezeu să ne folosească prin darurile Duhului Sfânt. Dumnezeu vrea aur, să fie clar. Dar hai să nu ne mai temem atâta și să lucrăm cu darurile. Că asta este voia lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului și Domnul să lase daruri bogate aici la linț. Amin. Ar mai fi un beneficiu, dragii mei, nu este timp acum. Dar am să închei cu asta. Un al treilea beneficiu spunea Biblia despre Domnul Isus Hristos. Spune în Luca 4:1, Isus plin de Duhul Sfânt s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustiu. Isus a plecat la război spiritual cu diavolul, plin de Duhul Sfânt. Ăsta e poate cel mai mare beneficiu în viața de zi cu zi. Atunci când ești plin de Duhul Sfânt, drag tânăr care pui întrebări dacă ai nevoie de Duhul Sfânt, când ești plin de Duhul Sfânt și te lupți cu diavolul în războiul spiritual, ai cea mai puternică armă, ești plin. Că tot mă gândeam la Domnul Iisus Hristos și predicam despre asta deseori. Zice că 40 de zile diavolul a tot încercat. Atât l-a mai sucit și atât l-a mai înțepat, atât l-a mai ispitit, în toate felurile, zice Biblia. Nu numai ce scrie aici, dar fără, fără păcat. Păi m-am gândit eu, nici nu mă mir, că dacă era plin de Duhul Sfânt și vrăjmașul o tot înțepat 40 de zile, ce putea să curgă de acolo? Păi numai ce era Duhul Sfânt. Dar vă întreb, dacă noi mergem pe teologia asta a minimului, frate, nu e neapărat să ai și asta, merge și cu credința, ai de la început, de la botez, păi dacă nu ești plin de Duhul Sfânt și vine vrăjmașul și te înțapă prin soție, prin soț, printr-un vecin, printr-un frate slujitor, printr-un frate de credință, te înțapă vrăjmașul, te ispitește și în tine fire, și în tine nervi, și în tine spofte, și în tine i aroganță, ce o să iasă? Păi numai ce este, frate și sor? Ce mare beneficiu să fii plin de Duhul Sfânt. Orice ți-ar face diavolul, n-are ce să-ți facă. Pentru că ești plin de Dumnezeu. Și asta se vede acolo în războiul spiritual. Biblia ne vorbește și despre Pavel. În fapte, spune Scriptura că s-a întâlnit săracul Pavel cu satana într-o zi. Nu-i de să te întâlnești cu el, dar din, păcate ți se încale și fără să vrei. Îmi spunea un prieten, frate Emi, să nu cer niciodată să-l vezi pe diavolul. Să-l păi, ce? Păi eu l-am văzut de cinci ori, dar cum ai reușit? Păi de două ori l-am ceru, cerut eu, de trei ori m-a cerut el pe mine. Adică oricum vrăjmașul te cere, că spune Domnul Iisus, satana v-a cerut să vă cearnă ca greul Petre. Și s-a aprobat. Ne întâlnim cu vrăjmașul, avem războaie spirituale, avem ispite în fiecare zi și ce mare lucru în războiul spiritual cu ispita să lai ai pe Duhul Sfânt cu tine. Slavă Domnului! Pavel spune că s-a întâlnit cu un vrăjitor, un om plin de diavolul. Și spune cu un așa, atunci Pavel care se mai numește și... Atunci Saul care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat simtă la el și a zis, om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmaș al oricărei neprihăniri și-l mustră aspru. Și rostește o judecată a lui Dumnezeu peste el. Ce război spiritual intens. Aici găsim războiul plinătăților. Unul plin de Duhul Sfânt și unul tot plin. Atenție, și ăsta era plin. Biblia spune că Pavel a zis om plin. Să ca o paranteză pentru tineri, cei care spun că se poate și fără plinătate și fără botez cu Duhul Sfânt. Dacă nu ești plin de Duhul Sfânt, te umpli de altceva. Nu există oameni goi omul nu poate trăi fără semnificație, omul nu poate trăi fără plinătate, cine nu se umple cu Duhul Sfânt se umple de altceva. Ca aici găsim războiul a doi oameni plini, unul plin de Duhul Sfânt și unul plin de viclenie și de păcat. Un pahar, dacă nu-i plin de apă, e plin de aer, dar ceva îi acolo. Vidul nu poate fi decât dacă e creat prin forță. Fraț tineri, cine nu are pe Duhul Sfânt în el, va fi plin de alte lucruri, plin de fotbal, plin de mânie, plin de pofte, plin de curvie, plin de răcumie de bani, plin de bârfă, plin de altceva. De aceea am doresc ca Domnul să te umple cu Duhul Sfânt. Să nu mai încapă nimic, să nu mai încapă păcat, să nu mai încapă pofte, că atunci când ești plin, ești puternic. Apostolul Pavel a avut autoritate pentru că în el era plinătatea Duhului Sfânt unul din frații bătrâni despre care am adunat informații, spunea odată și sunt de acord cu el, poate că sună radical. Spunea el, orice creștin plin de Duhul Sfânt, fratele Dumitru Huplea spunea asta, orice creștin plin de Duhul Sfânt, a plin, cum spune Biblia, este mai tare decât orice demon din lumea aceasta. Și orice creștin, ordinat, neordinat, plin de Duhul Sfânt, poate să scoată afară cel mai periculos demon. Pentru că cine este în noi, e mai tare. Frații mei, categoric, indiferent cine stă în fața ta, când ești plin de Duhul Sfânt, în războiul spiritual, ai autoritate. Dragi tineri, vreți să biruiți pofta? Vreți să-l biruiți pe diavolul? asta e arma. Cine este plin de Duhul lui Dumnezeu, în fața lui nu stă nicio căpetenie, pentru că cine este în noi, este mai tare decât cine este în lume, slăvi să fie numele Domnului. Vorbeam cu tinerii despre această plinătate a Duhului Sfânt și despre fiul lui Sceva. Interesant nu? și au încercat. Dar au putut? Nu au putut. Nu au putut. Și demonii au întrebat, dar voi cine sunteți? În numele lui Iisus pe care îl predică Pavel, Bun, pe Pavel îl știm. Că ăsta era plin de Duhul Sfânt, să știa tot iadul. Pe Iisus îl știm, ne, ne, ne frică. Dar voi, Că n-ai plinătatea Duhului Sfânt, diavolul nici nu știe cine ești. Se gândeau băieții ăștia ca mulți alții că Duhurile se tem de legitimația lui Taică, sau de la filială, că ăsta era preot. Fii de popă, acum să nu. Și o să știți că diavolul nu s-a speriat de asta. Nu se teme diavolul de titluri, nu se teme nici de... de nimic. Doar dacă ești plin, te Duhul Sfânt. Asta a fost și experiența mea. Îmi amintesc cu câtă bucurie am plecat pe teren de la institut, crezând că am realizat ceva, am și eu o diplomă. Una din primele experiențe nefaste a fost că am intrat în casa unei femei, am încercat să predic Evanghelia, predicam pe străzi atunci în Ucraina, nici n-am început să predic bine despre Isus Hristos în casa acelei femei și văd că pică la pământ grămadă jos. Și o scutură dracu de. am crezut că moare acolo. Așa m-am speriat. Așa mi s-au muia picioarele, nu mai știam pe unde e ușa. Și atunci, pentru prima oară, am înțeles, Doamne, și am plâns și m-am rugat de atunci, din 2006, mult, sau 2008, 2009. Am zis, Doamne, te rog, dăm mai mult decât asta. Am realizat cu durere că diavolul nu se teme de diploma mea de slujitor de la institut, că e nevoie de doctoratul Duhului Sfânt. Dragi creștini, hai să căutăm asta. Nimic nu este mai tare ca asta. Diavolul se teme numai de original. Putem să ne prefacem în predicat, o să luăm de pe internet, putem să ne prefacem în închinători, dar în fața întunericului, în fața războiului spiritual, numai omul plin de Duhul Sfânt are victorie pentru că vrăjmașul se teme de original, se teme de omul plin de Duhul Sfânt. Slăviți să fie numele Domnului. Povesteau frații, hai că spun una din cele ce am auzit, că fratele Lazar de la Borhanci trecea prin fața unui spital cu boli psihice și acolo era unul, că acum pe demonizat, îi etichetăm cu boli psihice, pe mulți. Și spunea că era o familie de pocăiți, avea un bolnav de felul acesta, un om cu probleme spirituale și în timp ce stătea familia lângă el, acolo în salon, bolnavul zice, ce are Lazar cu noi? Care Lazar? Că nu era acolo niciun Lazar. Și spuneau frate, că cineva din familie s-a uitat pe geam și fratele Lazar trecea prin fața spitalului. Nu că a trecut pe acolo și împărăția întunericului s-a tulburat. De ce ne deranjează Lazar? Frații mei, vreți să fim biruitori în războiul spiritual? Vreți să nu mai cădem examenele vieții? Haideți să cerem Domnului Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt! Amen. Vreau să aici, dragii mei, să ne rugăm Domnului, să ne ridicăm în picioare cu toții. Și să ne rugăm ca Dumnezeu să-și umple Biserica cu Duhul Sfânt. Amen. Domnul să-și umple tinerii cu Duhul Sfânt. Amen. Și în locul acesta, Duhul Sfânt să lase putere, să lase har, să lase îndurare, să reverse daruri, Amen. El să reverse binecuvântări, biruință în războiul spiritual și El să fie cu noi. Și mai ales să ne îmblânzească iar și iar în limba asta. Domnul să ne binecuvinteze, ne rugăm Domnului și El să-și umple poporul cu Duhul Sfânt. Amin.